Mulți au înghesuit să ia credite scumpe. Doar în luna octombrie, băncile au dat clienților aproape 2,7 miliarde de lei, sumă cu 50% mai mare față de aceeași perioadă din anul trecut. Asta deși dobânzile sunt în continuare mari. Explicația o are Florin Căruceru. Bun găsit! Este foarte simplu. Viața de zi cu zi este mai scumpă decât anul trecut, iar veniturile nu mai țin pasul cu prețurile, așa că românii apelează la împrumuturi. În prima parte a anului, apetitul pentru creditele de consum era la nivel scăzut, însă în iulie a explodat cu 25%. În octombrie a fost un plus de 50%, cel mai mare sal din ultimii 2 ani, iar asta în condițiile în care dobânzile, vedem, nu au scăzut. La creditele de consum în lei, dobânda medie a fost de 13%. Sunt niveluri maxime în ultimul deceniu. În această statistică de la BNR sunt cuprinse și creditele de la IFN-uri. Acolo dobânzile variază între 0 și, atenție, 6.000%. Potrivit unui sondaj, oamenii se împrumută pentru a-și renova locuința, pentru a-și cumpăra o mașină, vacanțe sau electrocasnice, sau pentru a plăti intervenții medicale costisitoare. Sunt și situații, potrivit brokerilor, în care oamenii au nevoie de bani pentru a cumpăra lemne de foc, porcul de Crăciun sau pentru a-și plăti facturile. Datele oficiale arată că suma medie a împrumuturilor de nevoi personale de 10.000 de lei. Rata lunară pe 5 ani este de aproximativ 215 lei. În acest caz, dobânda variază între 2.000 și aproape 6.000 de lei.